Deși viitorul a fost echipa care a încheiat sezonul regulat pe prima poziție, iubitorii fotbalului din România sunt de părere că titlul în acest sezon îi va reveni stelei. Astfel, 33,22% dintre cei peste 30.000 de suporteri care au votat într-un recent sondaj sunt de părere că la finalul play-off-ului Steaua va reuși să câștige titlul. Fanii care au votat sunt de părere că trupa lui Laurențiu Reghecam va lupta pentru primul loc cu Dinamo. Echipa lui Contra a fost preferată de 22,73% dintre suporteri. Viitorul a fost abia a treia în topul preferințelor cu 13,15%, în timp ce Craiova este formația care a primit cele mai puține voturi. play ul va începe la Giurgiu, acolo unde campioana Astra va primi vizita celor de la CS Universitatea Craiova. Sâmbătă de la ora 20.30 pe stadionul Marina Nastasovici. Partida dintre Staua și Cefere Cluj va avea loc duminică pe Arena Națională, iar luni se va disputa meciul dintre liderul fece Viitorul și Dinamo.